desfășurare alegerilor parlamentare anticipate în secțiile de votare din țară și de peste hotare. În general, procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră, precum vedeți, și-au exercitat dreptul la vot peste 600.000 de alegători. Conform situației, până la ora 12.00, în străinătate, la acest moment, sunt operaționale toate secțiile de votare constituite în Europa și Asia. În următoarele ore, urmând să se deschidă secțiile de votare din Statele Unite ale Americii și Canada. Până la această oră, peste hotarele țării, s-au prezentat la vot peste 70.000 de alegători. La moment, sunt înregistrate disponibilități medii sau reduse la unei secții de votare din străinătate în următoarele state: Italia, Franța, Irlanda, Germania, România, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, Portugalia și Grecia. În premieră, la acest scrutin, Cech și Maier prezintă detalii despre mersul votării în cele mai solicitate secții. Reamintim că fiecare dintre secțiile de votare menționate în listă dispune de un număr maxim de buletine de 5.000. Voi citi primele 10, iar colegii comunicatori urmează să actualizeze lista cu cele 20 cele mai solicitate secții de votare, inclusiv prezentând numărul de alegători care s-au prezentat la urne. Bologna, 2 secții din Paris, Parma, Verona, Berlin, 2 secții din Frankfurt pe Main, Padova și Brescia. În contextul pandemiei COVID-19, facem îndemnul public ca diaspora să-și exercite dreptul la vot pe parcursul zilei, cu respectarea strictă a normelor de conduită sanitară în vigoare din statele de reședință și să urmărească actualizările misiunilor diplomatice venite să fluidizeze aglomerațiile de cetățeni din jurul secțiilor de votare. În cazul statelor cu mai multe secții de vot, vă informăm că puteți afla care sunt cele mai apropiate secții de votare în funcție de locul unde sunteți, accesând aplicații dezvoltate de CEC, diaspora.cec.md. În cele 41 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat peste 16.000 de alegători. Până la această oră, la CEC a fost depusă o contestație ce se referă la acțiuni de agitație electorală în ziua alegerilor. CEC a transmis-o către IGP spre examinare conform competenței. Totodată, am recepționat două sesizări. Prima vizează deschiderea cu întârziere a secției de votare numărul 18-2 Florești. Din explicațiile funcționarilor electorali, am fost informați că au existat probleme de conexiune de internet care au fost remediate în scurt timp. A doua se referă la un material video în care apar secvențe de la o secție de votare din Haga, Regatul Țărilor de Jos, și invocă deficiențe în asigurarea infrastructurii rețelei de votare. Sesizarea va fi examinată și ulterior vom informa despre rezultatele examinării. Cu referire la informații din presă la acest subiect, rugăm instituțiile media naționale să dea dovadă de responsabilitate și să solicite reacții oficiale de la autoritatea electorală. În situația raportată, nu a fost nimic ieșit din comun. Conform legislației, buletinul de vot se păstrează într-un loc sigur în interiorul secției de votare, iar pachetele legate a câte 100 de bucăți și se distribuie de către președintele biroului electoral al secției de votare, membrilor biroului, până a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităților. Facem apel la respectarea și în continuare a instrucțiunilor de protecție și prevenire a infectării cu virusul COVID-19 elaborate de către autorități. Activitatea funcționarilor electorali este asigurată cu echipamente speciale pe care solicităm să le utilizeze pentru a minimiza riscurile de infectare. Alegătorilor le amintim despre obligația de a purta mască în incinta secției de votare. Aceasta va fi scoasă pentru câteva clipe, doar pentru a fi identificat de către operator și funcționarul electoral, să vină cu pixul personal pentru a semna în listă electorală, să-și dezinfecteze mâinile la intrarea și la ieșirea din secția de votare. La aceeași temă, vreau să reamintesc despre campania inițiată de către Ministerul Sănătății, Muncii
și protecții sociale, cu genericul după votare merge la vaccinare, prin care alegătorii sunt sensibilizați despre prevenirea infecției COVID-19 și beneficiile vaccinării. În acest film, toate punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din țară activează astăzi în regim extins până la ora 21:00. Astfel, toți cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să meargă la vaccinare după votare. Așa cum am informat anterior, în două localități din țară, alegătorii merg la urne în corturi special amenajate în acest sens. E vorba de localitatea Bâc din componența comunei Bubuieci, municipiul Chișinău și Cigârleni, raionul Ilăveni. În aceste localități, procesul de votare decurge în conformitate cu normele și regulile stabilite. Până la această oră, în aceste două secții de votare s-au prezentat circa 180 și respectiv peste 340 alegători. Amintim că urna mobilă poate fi solicitată până la ora 15:00. Cu următoarea relatare despre desfășurarea scrutinului de azi, vom veni la ora 16:00. Vă mulțumesc!